Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci între băieții de la Metal Plus și cei de la FC Berceni. Sunt alături de Gelu de la Metal Plus. Bună seara, Gelu. Bună, bună seara. Cum a fost meciul cu cei de la FC Berceni? Un meci bun, strâns. Băieții au pasat mai bine. Efortul 100% din partea ambelor echipe. Arbitrajul foarte bun. În rest, nu au fost probleme și rezultatul corect. Am fost la egalitate mare parte a timpului, dar pe final au dat gol și au luat cele 3 puncte. Ați încheiat sezonul cu o înfrângere, din păcate. E important pentru voi acest lucru? Nu este nicio problemă. De fiecare dată am spus că cel mai bine e că faptul că participi, una la mână, a doua a antrenat pe locul 8, nesperat. La cum am venit din Liga a doua și ca și obiectiv era să rămânem în serie, am terminat foarte bine pe 8, n-au fost probleme medicale deosebite, asta contează. Începem etapa viitoare, să zic prima etapă, în același stadiu și într-un același lot. În câteva cuvinte, cum a fost acest sezon pentru voi? Nu numai pentru noi, chiar am fost atenți și la celelalte meciuri și la celelalte echipe. Competiția e bună, e chiar la un nivel foarte bun. Spun asta că știu ce spun. Se joacă fotbal curat, arbitrajul bun, organizarea bună. Sper să țină, că totdeauna un lucru bun nu știi cât ține. Sper să țină cât mai mult. Nu e vorba de echipa noastră care bănuiesc că e cea mai în vârstă, să zic așa. E vorba de cei mici care vin în spate, 20 de ani în sus. Atunci să ne țină Dumnezeu și vă doresc mult succes! Atâta dorim toți, sănătate multă la toți, sărut bună! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like, de asemenea să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Acerbis, Eden Total Care și Cipita. V-am pupat!